happy. Bună, dragilor, ne revedem în bucătărie. Astăzi am un invitat special alături de mine. Este un șef extraordinar, carismatic. Am apucat să vorbesc puțin cu el înainte. Este vorba despre Mihai Munteanu. Mihai, mă bucur să te am alături de mine. Încântat din nou. Spune-mi, ce o să ne faci astăzi? Pentru că e ceva inedit pentru emisiunea noastră și o să vedeți și voi despre ce e vorba în câteva minuțele. Am ales o rețetă simplă pentru ziua de azi. E vorba de o paella, aha, dar gătită în stil catalan. Avem aici câteva ingrediente de bază ale bucătăriei catalane, da? Avem praz, ardei gras verde, evident, fructe de mare, orez cu bob rotund, uh-huh, în cazul în care nu găsim orez special de paella, paprika afumată, șofran și sare Maldon. Ok, abia aștept să văd cum se face. Am încercat odată paella, dar niciodată n-am încercat să fac. Deci va fi o premieră și pentru mine. Sper că v-ați pregătit, pentru că începem acum. Ok. Avem aici tava de paella. Wow! Da? Am dus-o din Spania. La noi nu prea găsim la calitatea asta, dar putem să facem câteva improvizații și în bucătăria de acasă, fără niciun fel de problemă. Ok. Aici ce avem? Aici am pregătit un stoc. Aha. Ca orice preparat pe bază de orez, uh-huh, da? Ai nevoie de la majoritatea preparatelor pe bază de orez, ai nevoie de un lichid, da? În cazul unui risotto, în cazul unei paie, avem nevoie de un stoc bun. Stoc, ce înseamnă? O supă de carne, o supă de legume, da? Deci putem să facem din pui, din vită, din fructe de mare. Aha. Noi am ales una de fructe de mare astăzi. Și da? Folosim fructe de mare și e la fix. Tocmai pentru acest preparat. Uh-huh. În cazul în care am fi făcut o paella de legume, făceam un stoc de legume. În cazul în care am fi făcut o paella de carne, da? Cu porc, cu vită, cu... Nu există o rețetă anume la paella, dar atunci încercăm un stoc de carne. În cazul nostru avem stocul de fructe de mare. Ok. Wow. Totdeauna ulei de măsline extra virgin. Ulei de măsline, da. Ok. Hai să vedem cum merge. Începem cu legumele. Wow! Este exact cum am spus, foarte, foarte, foarte simplu. Da? Tragem un pic legumele la tigaie. Lăsăm toate aromele să intre în uleiul ăla de măsline. După care venim cu fructele de mare. Ah, da? Deci punem fructe. Și orezul unde îl facem? În același loc. Direct acolo? Da. Paella se gătește toată în același loc. Deci nu scoatem ingrediente, le punem separat, nu. Totul se gătește în această tigaie specială. Wow. La fel, pentru paella pe care am ales-o, voi folosi cuptorul, da? Da. Pentru că în fiecare bucătărie găsim un cuptor, da? Dat pe temperatură cât mai mare, pentru că încercăm să o facem cât mai aproape de adevăr, nu? Așa e, asta și trebuie. Iar spaniolilor le place foarte mult la paella să aibă o crustă de orez la baza tigăii și una la suprafață. Evident, există și modul valencian de făcut paella, care se face în aceeași tigaie, dar totul pe foc, fără cuptor. Asta este stilul catalan. Mihai, sunt foarte curios. De unde ai învățat toate lucrurile astea?
În urmă cu ceva ani, undeva prin 2011-2012, am ales să plec din țară și să fac altceva. Pe vremea aia lucram la birou, nu m-aș mai întoarce niciodată în viața mea într-o corporație. Și am ajuns în Anglia, la un restaurant specific spaniol. Aha. Fiind singurul român din bucătăria respectivă și, spre surprindere mea, am ajuns să spăl vase. Da? Deci așa a început aventura ta. Cariera mea în bucătărie. Nu mi-e rușine să o spun. Normal. A fost o experiență extraordinară. Pot spune că, la diferență de un an jumate, eram secundul din acea bucătărie. Am avut un șef extraordinar care m-a învățat absolut tot. Îl cheamă Cema. Încă mi-e frică de el. Așa, acum vom adăuga fructele de mare. Avem calamar. Avem calamar. Avem creveți. Și avem un mix de midi cu vongole, da? Mare atenție cu midile și vongolele, care nu se deschid. Dacă nu se deschid, le scoatem, nu sunt ok, le scoatem și le aruncăm. N-are rost să încercăm noi să le desfacem, pentru că nu sunt ceea ce trebuie. Categoric au murit înainte de a fi... Mamă, ce miros! A fost toți aduși bună. O să iasă, sigur! Da? O să ne uităm puțin la ele. Nu trebuie să vă faceți griji. Nu folosiți un foc prea iute, să zic așa, tocmai ca să nu ardeți niciun ingredient. În bucătărie e altfel, în bucătăria de zi cu zi, cea de familie, preferăm să gătim mai încet, da? Chiar gătitul la temperatură mică e mai ok. Dar sunt curios cu midiile astea, când știi că sunt gata? Și eu mănânc midii, dar niciodată nu m-am gândit. Midiile au un timp de gătire foarte mic. Aha. Și midiile și vongole, încercăm să nu le gătim prea tare. Plus de asta că paia stă odată pe foc, da? Timp de 10-15 minute, până se gălesc, să zic așa, legumele, fructele de mare, după care adăugăm orezul, după care adăugăm și supa. Deci ele vor fi super gătite. Așa, preferăm să le lăsăm în paia decât să le punem peste ea, tocmai ca să nu se usuce partea din interiorul lor, da? Avem, putem să folosim două proceduri. Fie le gătim acum în tigaie și le scoatem și le punem la sfârșit în paia, fie le lăsăm așa. Din punctul meu de vedere, e mai bine să le lăsăm așa, dezvoltă mai mult gust. E mai ok. Sunt gata să adăugăm orezul acum, în funcție de persoanele pentru care facem paia, de numărul lor, da? Recomand 100 de grame de orez pe persoană. Aha. Ba, dacă sunt ca mine, putem să pune ceva mai mult. Mi-am făcut și reclamă singur. Adăugăm orezul direct peste legume și fructele de mare, pentru că vrem să-l tragem un pic la tigaie cu restul, da? Da. Începe să băgăm stoc. Paprika fumată. Și avem aici. Am pentru culoare. Așa. După ce am adăugat orezul și am adăugat și stocul, încercăm să
Nu ne mai jucăm cu lingura prin ea. Aha, da? Deci lăsăm... Și pur și simplu mișcată din tigaie. Dacă aveți și o altfel de tigaie, putem să ținem de... Aha, și când știm că trebuie pus în cuptor? Este mic preparator aici. O să vedem că el o să înceapă să ducă stocul. Scadă, da. Da? Și atunci îl punem la cuptor. Am înțeles. Da? Și dăm și un pic de sare. În cazul nostru, tot o sare spaniolă. De mare. Nu vă sfiți cu sarea. Paia a scăzut, unde a ajuns de mult. Da? Acum e timpul să o luăm, o punem pe cuptor. Aha. O lăsăm undeva la 10, 12, 15 minute. În funcție de cum vrem noi să iasă. Mie îmi place mai al dente, altora s-o să placă mai... Am înțeles. Sau... La cuptor cu ea. Ok. Exact asta urmărim. Da? Crusta asta. De deasupra. Deci atunci simt că e gata. E. Când e crusta... E gata când e orezul gata. Da? Îl încercăm cu o lingură. Și vedem exact dacă e gata sau nu. Eu? Încearcă-te. Mulțumesc. Am încercat prea multe. Sunt și la... E foarte mult. Perfect. Ok. Acum nu mai rămâne decât să îi punem niște... Lămâie, da? Ha. Nu contează ordinea. Mamă, ce bine arată. Și la fel de mult, dacă vezi niște pătrunjel, feel free, da? Putem să-i punem și un pic de lămâie stoarsă deasupra. Da? Și asta... Asta a fost... Este paella noastră. Paella cu fructe de mare. Mihai, îți mulțumesc eu că m-ai chemat. Și te mai așteptăm, da? Mai vii pe noi? Cu mare drag, cu mare drag. Deci avem cuvântul de la Mihai, că o să ne revedem curând cu ea. Pe data viitoare!